mulțumim. Unul dintre stâlpii revistei Memoria în ultimii ani a fost domnul profesor dr. Nicolae Constantinescu. Domnia sa ne-a obișnuit în anii anteriori ca la lansări să stârnească interesul și curiozitatea participanților prin prezentarea numerelor de revistă care se lansau. La fel, probabil, va face și în cele ce urmează și îi ofer cuvântul. Domnule profesor, vă rog. Și în altă calitate, pe care am uitat să o menționez și o fac acum, de președinte al Fundației Culturale Memoria.